CSM București a păstrat cea mai valoroasă handbalistă și pentru sezonul viitor. Cristina Neagu a semnat prelungirea cu un an a contractului cu echipa din capitală. Aflată în recuperare după operația la genunchi, vedeta națională e desemnată de 4 ori cea mai valoroasă handbalistă a lumii. Speră să câștige și cu CSM Liga Campionilor. CSM s-a reunit astăzi pentru noul sezon cu o echipă plină de vedete sub bagheta lui Thomas Rude. Nora Morg și Crina Pinta sunt doar câteva dintre noile achiziții ale clubului bucureștean. Cristina Neagu a fost și ea la reunire, dar nu este încă refăcută complet. Thomas Rude, cu dublă misiune la Națională și la CSM, le-a întâmpinat la reuniunea de astăzi pe cele mai valoroase românce, care sunt acum în curtea clubului bucureștean. Pintea, Dedu, Perianu și Kipăr. Cristina Neagu a venit și ea, dar este încă nerefăcută și a plecat la recuperare. Este o echipă nouă și nu putem să vorbim prea mult despre obiective. Nimeni nu poate garanta că vom câștiga tot timpul. Echipa este într-adevăr nouă, dar are în componență jucătoare experimentate de mare valoare și vom încerca să facem cât mai multe lucruri bune împreună. Mă simt foarte bine. Pentru moment am ajuns de câteva zile acum aici. Ne simțim bine împreună. Deja am început să comunicăm, să vorbim. Vom vedea. Nora Merck, una dintre cele mai faimoase jucătoare din lume, a venit și ea la București pentru 2 ani. Nora s-a recuperat complet după cele două intervenții chirurgicale și abia așteaptă să intre pe teren. Mă simt bine la București, este un oraș mare ca și Oslo, capitala Norvegiei. Va fi interesant să lucrez aici. Vom vedea ce va fi după ce o să ne cunoaștem mai bine. Aranjate și cochete, chiar și în echipamentul sportiv, tigroaicele au pozat pentru noul sezon. Deși nu sunt refăcute, Neagu, Merck și Kvici au participat și ele la ședința foto alături de colegele lor. Putem arăta frumoase și în training, nu? E prematur să vorbim despre Liga Campionilor, suntem încă la început și vom vedea pe parcurs cum vor evolua lucrurile. Cu 8 jucătoare noi într-o echipă de 5 stele, CSM se pregătește din greu, mai ales pentru Liga Campionilor, pe care speră să o câștige din nou în acest an. E perioada de acomodare, perioada de încărcare, deocamdată ca de obicei, la început totul e bine. Colaborarea e bună, ne vedem zilnic de 2 ori pe zi, fiecare la prânz. Asta e, ne pregătim, suntem în perioada de pregătire. Suntem bine, ne pregătim cu 20 de jucătoare, am progresat și sunt mulțumit de ce am realizat până acum. Sunt importante și astfel de momente, pentru că învățăm să comunicăm, iar acest lucru ne îmbunătățește inclusiv relațiile de joc. Am o listă lungă. Prezentare de gală pentru CSM București. În frunte cu Cristina Neagu, handbalistele au urcat pe scenă și au dat autografe suporterilor. Tigroaicele vor să învingă campioana SCM Râmnicu-Vâlcea și să le ofere fanilor primul trofeu din acest sezon, Supercupa României. Partida este în direct duminică la TVR1 de la ora 17:30. Cu un nou antrenor, Thomas Rude, și cu o tripletă de vis, Andreea Lechiș, Cristina Neagu, Nora Morg, CSM București anunță revanșa după un sezon în care a ratat atât titlul cât și trofeul Champions League. Cred că este cea mai bună echipă a CSM-ului de când sunt eu în București, de când m-am întors să joc pentru CSM. Însă, repet, sunt foarte multe fete noi, este nevoie de timp, de răbdare pentru ca relațiile de joc să fie așa cum trebuie. Bucureștencele o așteaptă în teren și pe cea mai bună jucătoare a lumii, Cristina Neagu, aflată în recuperare după accidentarea la genunchi. Nu știu când o să revin pe teren, deocamdată nu mă antrenez cu echipa, merg și în sală, dar mă antrenez separat încă. Neagu speră să ajungă cu echipa națională la Jocurile Olimpice de la Tokyo și nu înțelege decizia fostului selecționer Ambroș Martin de a renunța la Naționala României în favoarea Rusiei. Pentru mine, eu personal, a fost un șoc să aflu că Ambros nu mai este antrenorul echipei naționale, pentru că nu ne așteptam, dacă el așa a ales, să lase echipa națională a României cu un an înainte de Olimpiadă, cred că nu este fair. Duminică, în direct la TVR1, CSM-ul joacă împotriva campioanei SCM Râmnicu-Vâlcea pentru primul trofeu al sezonului, Supercupa. O să fie un meci foarte greu, pentru că nouă ne lipsesc foarte multe jucătoare, iar unele care abia și-au revenit au efectuat doar câteva antrenamente cu echipa, însă suntem încrezătoare și cu siguranță că vom da totul duminică pentru a câștiga Supercupa. Pentru Râmnicu-Vâlcea, 22-27. Torstenson. Ba
Pasă pentru Crina Pintea. E doar 9 metri. Doar 9 metri, a apucat să se întoarcă cu fața spre poartă, dar sunt probleme pentru Crina Pintea și chiar nu cred că și-ar dori să piardă cel mai important om. Ar fi absolut lovitură. Cumplit. După lovitura precedentă de Dunăvăr, o alta cu Crina Pintea, două dintre jucătoarele de bază în construcția pe care a imaginat-o pentru sezonul ăsta Thomas Ride. Cred că este vorba doar de o ușoară contuzie, dar Crina este scoasă de pe teren pentru a fi protejată. O jucătoare cu foarte mult suflet, indiferent unde joacă. Crina Pintea, un model pentru tinerele din ziua de astăzi. Atât mai mult cu cât spuneam, povestea ei a început în handbal după vârsta de 16 ani, când a dat probe, fără să știe mare lucru despre sportul ăsta, doar pentru faptul că abia atunci părinții ei acceptaseră gândul. Acum înscrie keeper pentru CSM București. Ultimul minut. Florica încearcă să paseze pentru Elgaui. Nu a fost Elgaui, ci Marta Lopez. Era pe postul unde ar fi trebuit să fie Asma Elgaui. Lișević pentru Gonzales. Adespi, Florica, Lișević. Nici de data aceasta mingea nu ajunge la Da Silva. Din poartă în poartă va reuși să scrie gol. Denis Adedu își înscrie numele pe lista marcatoarelor acestei supercupe. Din toate punctele de vedere, astăzi CSM-ul a fost mai bună. Urmează un campionat extrem de dur, dar extrem de frumos. Îl vedeți în exclusivitate la televiziunea română. Lișević, probabil ultimul atac, aruncă Adespi și o învinge pe Denis Adedu. Și aici se încheie această partidă, victorie fără dubii, victorie la 6 goluri, reușită de jucătoarele lui Thomas Rüde, 29-23. Nu e totuși o diferență chiar atât de aspră, dacă stăm și judecăm, mai ales ce s-a petrecut în această a doua parte, a doua repriză a acestei supercupe. Avem așadar primele deținătoare de trofeu în acest nou sezon de handbal, Dinamo București la băieți și CSM București la fete. A fost ziua capitanei astăzi. Cele două echipe ale provinciei, Politehnica Timișoara și SCM Râmnicu Vâlcea, învinse aici la Brașov. Vestea bună pentru Râde este că o văd pe Nora Măr călcând fără probleme. Parcă are așa o ușoară durere, dar nu cred că este ceva chiar atât de grav încât să îi pună în pericol acest sezon. Acum, imediat legătura la marginea terenului, unde avem un prim invitat. Dana, ai legătura? Este aici și Denisa Dedu. O să-l iau? Da. Nepoțelul tău, nu? Da, revenim aici. O vedem în prim plan pe Gabriela Sabo. Haideți. Extrem de încântată de rezultatul acestei. Nepoțelul tău? Da, aproape 2 ani. O să ajungă și el un mare handbalist ca voi, pe urmele voastre. Handbalist, vedem, da. A fost un meci tare, ai fost concentrat, am văzut că ai dat și gol din poartă. Da, într-adevăr, ne așteptam la un meci tare. Mă bucur mult că am reușit să-l câștigăm. Vreau să le mulțumesc colegilor pentru lupta depusă și publicului care ne-a susținut pe tot parcursul meciului. Este important că ați luat primul trofeu al sezonului. Da, normal, la asta ne și doream, să debutăm cu dreptul, mai ales în formula aceasta, și mă bucur că am reușit lucrul acesta. Se ascute lupta în campionat, vă luați revanșa, vizați titlul. Da, nu neapărat de revanșă, noi ne dorim să câștigăm fiecare meci pe care o să-l avem și normal, ne dorim cel mai mult. Da, îi mulțumim colegii noastre, doamna Alexei, mulțumim și Denisei Dedu pentru faptul că și-a făcut timp să ne dea imediat primele declarații la cal după acest succes confortabil. L-am auzit și pe Florentin Pera, dincolo de, hai să-i spunem, micile
probleme legate de modul în care se interpretează deciziile arbitrilor, totuși în momentul în care diferența aceasta de scor este de cea pe care o avem acum pe tabelă, 29-23 pentru CSM, practic CSM-ul a fost echipa mai bună. De altfel și el a recunoscut, iar poate că absența Alicei Fernandez să fie într-adevăr mult mai importantă pentru SCM Râmnicu Vâlcea decât e absența Cristinei Neagu pentru CSM București. Rămâne de văzut. Cert că am avut uneori senzație, o spun cu toată prietenia pentru Florentin Pera, a confundat discursul din vestiar cu cel public, altfel... Superderbiul din Supercupa României la handbal feminin a fost câștigat de CSM București în direct la TVR 1. Echipa primăriei a trecut de campioana SCM Râmnicu Vâlcea cu 29-23. Râmnicu Vâlcea și CSM București și-au reluat bătălia pentru supremație în handbalul feminin românesc. Cu duelul din Supercupă în direct la TVR, s-a mers cap la cap în prima repriză după un joc extrem de echilibrat în care campioana Vâlcea a condus o singură dată, 13-12. Chiar înainte de pauză, CSM-ul s-a desprins la două goluri diferență, 16-14. Încurajate frenetic de pe bancă de Cristina Neagu, tigroaicele au început în forță partea a doua a meciului și în câteva minute și-au mărit avantajul la 5 goluri. Vâlcencele au fost incapabile de reacție și victoria în primul meci al sezonului a revenit CSM-ului, 29-23. Mă bucur mult că am reușit să câștigăm. Vreau să le mulțumesc colegilor pentru lupta depusă și publicului care ne-a susținut pe tot parcursul meciului. Revanșă reușită pentru CSM în partida cu Gloria Buzău. După eșecul de la Budapesta din Liga Campionilor, tigroaicele și-au refăcut moralul și-au câștigat la Buzău. Cristina Neagu a fost omul decisiv pentru CSM în primele minute, însă golurile semnate de Iuganu și Simion au răsturnat situația în favoarea Gloriei, care la pauză avea un avantaj de un gol, 15-14. Handbalistele lui Adi Vasile și-au revenit însă rapid în partea secundă și cu 15 minute înainte de final aveau un avantaj de 3 goluri. Cu Neagu principală marcatoare, tigroaicele s-au impus la final, la limită, 28-27. Foarte greu, mă bucur, avem nevoie de victorie și avem nevoie să simțim că am avut un meci foarte greu și că am câștigat, să ne bucurăm de această victorie. Cred că a fost un meci care a arătat foarte bună, multă calitate handbalistică, multă drzenie, două echipe care timp de 60 de minute au crezut și au luptat pentru șansa lor și cred că pentru toată lumea a fost chiar un spectacol handbalistic. Cred că dorința noastră a fost destul de mare și asta s-a văzut și pe teren. Ne-am dorit chiar până în ultimul minut. Da, sunt o echipă puternică, cu jucătoare de mare valoare și e normal. Dar noi mergem în continuare și sperăm să jucăm la fel de bine. Meci de mare rivalitate azi în Liga Florilor, în direct la TVR 1 de la ora 18. La Baia Mare se anunță o partidă spectaculoasă între Minaur și CSM București, două dintre echipele care au făcut multe transferuri în vară. Băimărâncele au adus numai puțin de 9 handbaliste, în vreme ce vice-campioana CSM a transferat 10 jucătoare și nu-și mai permite niciun pas greșit după înfrângerea de la Zalău. Va fi și un duel între doi antrenori care se cunosc foarte bine, Ride și Buceschi, foști și actuali colaboratori la Naționala României. Al doilea meci în Ardeal a fost cu noroc pentru CSM București. După eșecul de la Zalău, vice-campioana a învins la Baia Mare pe Minaur cu 30-24. Liga Florilor continuă și astăzi la TVR HD de la ora 18 cu partida SCM Râmnicu Vâlcea, Măgura Cisnădie. După eșecul de la Zalău, CSM București a avut din nou emoții în Ardeal. Minaur a avut un start perfect de meci și a condus cu 3-1, iar la jumătatea reprizei, băimărencele au păstrat avantajul de 2 goluri. Vicecampioana nu-și mai putea permite un pas greșit, Lechici și Moisa au găsit drumul spre gol și după ce au egalat la 9, bucureștencele au forțat în finalul reprizei și la pauză au condus cu 14-11. Gazele au căutat să revină în actul secund și s-au apropiat la 2 goluri. Elevele lui Thomas Ride au gestionat perfect finalul de meci, s-au distanțat la 25-20 și au câștigat fără emoții cu 30-24. Noi am vrut să dăm totul pe teren, să arătăm și noi ce putem. Cred că am reușit să facem asta și le-am ținut piept și asta contează pentru noi să îmbucurăm publicul în primul rând și să fim mândre de noi la sfârșitul meciului. Am început și susținut de public, jucând acasă am început bine, am reușit să conducem cu 2 goluri, dar e clar că diferența în astfel de meciuri se face în timp. Atunci când noi schimbăm din jucătoarele care au evoluat mai mult în acest sezon. Mi s-a părut un meci destul de greu, însă important e că noi nu am cedat și am încercat să ne facem treaba.
Tomas Röde se desparte de CSM București. Suedezul și-a depus demisia cu 5 zile înainte de debutul în Liga Campionilor. Echipa va fi condusă de secundul Adi Vasile. Restanțele financiare față de jucătoare l-au determinat pe Röde să recurgă la acest gest. Clubul primăriei capitalei nu a plătit de 2 luni salariile handbalistelor. Nici rezultatele nu sunt de natură să-i ofere protecție lui Röde. CSM București are 2 înfrângeri în 5 etape și e pe locul 5 în Liga Florilor. Situația e cu atât mai delicată cu cât Röde e și antrenorul principal al naționalei, iar peste 2 luni începe campionatul mondial. CSM București rămâne principalul devărator de antrenori în handbalul internațional, cu numai puțin de 11 tehnicieni schimbați în 5 ani. Noul principal, Adi Vasile, are o misiune aproape imposibilă în situația în care infirmeria clubului este plină, iar problemele financiare persistă. Abandonul lui Tomas Röde cu câteva zile înainte de începerea Ligii Campionilor a șocat întreaga echipă, dar și conducerea clubului bucureștean. Vă dați seama că nu ne așteptam. Adică nici n-am început Liga Campionilor, nici nu s-a întâmplat nimic. Chiar a fost o surpriză, să zic așa, pentru că ne-a surprins. Din ultimele noastre conversații nu mi-a dat de înțeles absolut nimic. Întâmplarea a fost când a ajuns aici să ia decizia și să fim informate. Rămas singurul antrenor la echipa feminină a CSM-ului, cu infirmeria plină, dar și cu meciuri din 3 în 3 zile, Adrian Vasile are o misiune foarte grea, pentru că obiectivele rămân aceleași, calificarea în Final Four-ul Ligii Campionilor și eventul în competiția internă. Primul meci, cel de duminică, împotriva danezelor de la Esbjerg, devine decisiv pentru locul 2 în grupă, dar și pentru viitorul tânărului tehnician român. E cu siguranță un nou drum, sunt cu siguranță emoții, ar fi culmea să spun că nu sunt, dar cred că sunt emoții constructive pe care așa încerc să le canalizez și eu și echipa facem același lucru, așa că pornim cu încredere și cu inima deschisă. A fost o săptămână agitată la CSM. Fetele și-au pierdut antrenorul și și-au schimbat sponsorul. You think that there is a connection with the car and coach? They are on the sea, like the sea, the boat. Yeah, but this is like sport and we are just professionals. Our job is to do it on the court and perform better. Aventura handbalistelor de la CSM în noul sezon de Liga Campionilor începe în Danemarca cu Esbjerg. Noul antrenor principal, Adrian Vasile, a primit o veste bună înaintea debutului în Champions League. Andrei Alekic s-a refăcut și sunt șanse mari să fie pe teren la duelul cu nordicele. Eliminat în sferturi sezonul trecut, CSM București nu concepe să mai rateze Final Four-ul și e gata pentru prima victorie. Este critic, dacă pot spune așa, pentru că exact, cu un început nou, iarăși avem foarte multe accidentări, dar mergem acolo și ne dorim să câștigăm. Și asta ne dorim și noi, nu doar clubul, să ajungem în Final Four, pentru că de asta suntem aici. Noi, ca și jucătoare profesioniste la CSM București, ne dorim să facem performanță și dăm ce avem mai bun în fiecare zi, atât la antrenamente cât și la meciuri. Esbjerg CSM București este diseară de la 6:10 în direct la Digi Sport 1. A cracking encounter between Team Esbjerg and the visitors from Romania, CSM Bucuresti, is on Match of the Week. The hosts top the Danish league with 6 wins in as many games so far, while CSM experienced turbulent times this week as head coach Tomas Röde stepped down with his assistant Adrian Vasile taking over. It's a game worthy of its title at the start. Some wonderful attacks from both teams and some superb handball on show. But it's not just the scorers shining brightly, but the goalkeepers as well. Just take a look at this superb fast break save from Dedu. A goalkeeping masterclass from the Romanian. And led by Dedu in goal and some very good positioning in attack, CSM take a 3-goal lead with this finish from Kligovats. The home side steps up their defence and thanks to an aggressive approach managed to score some easy fast break goals. Jakobsen closes the gap to 1 with her first of the game. But CSM raise their attacking game again and with 2 goals from Pintea take a comfortable 4-goal lead. It's a perfect goalkeeping display from Denisa Stefania Dedu in the first half. The 25-year-old locks down her goal and is the best player on the court in the opening 30 minutes.
Esbjerg puts up a fight after the break. One solution against a very good CSM defense is trying to find your line player. Pullman and Frey manage to do just that, and Vilde Mortensen Ingstad finishes brilliantly. CSM struggle in attack, but their goalkeeper is having a superb day at the office. What a performance from the Romanian shot stopper. Although CSM have a lot on their minds, they put up a fantastic team display, and just look at what this game means to them. Talk about team spirit. Every time Esbjerg come close, Dedu is standing in their way. She's the match winner for CSM today with a spectacular goalkeeping display. After 60 minutes of pure fight, CSM secure a narrow 22-24 victory in Denmark. Victoria cu Esbjerg din Liga Campionilor a dat o gură de oxigen CSM-ului. Primul succes al lui Adi Vasile ca principal a fost remarcat de toată lumea handbalului românesc, mai ales că el a fost singur pe banca tehnică după demisia lui Röde. Aflat la cea mai importantă provocare din carieră, Adi Vasile a găsit în câteva zile soluția miraculoasă de a transforma o suită de vedete într-o echipă, fără să se plângă de numeroasele absențe din lot și rămas singur pe banca tehnică, fiind în același timp principal, secund, antrenor cu portarii, dar și preparator fizic. Tânărul antrenor așteaptă acum întăriri în colectivul tehnic. De săptămâna care vine va mai veni, stafful se va mai completa cu o persoană, ceea ce este foarte bine. Clubul va anunța la momentul potrivit numele persoanei, așa că ușor ușor se va întregi și stafful. Sutele de mesaje de felicitare primite duminică seara i-au arătat noului principal al CSM-ului, al 12-lea în ultimii 5 ani, că fanii și lumea handbalului sunt alături de el, la un club considerat devorator de tehnicieni. Multă lume ne-a transmis felicitări, cred că au spus că s-a văzut prin televizor atitudinea și energia bună pe care am avut-o, spiritul și lucrurile astea, dacă le, hai să spunem, punem mai departe de ecran, cred că e poate cea mai mare realizare, de fapt. Chiar și demisionarul Thomas Röde a ținut să-l felicite pe fostul său secund pentru victoria cu Esbjerg. Mi-a scris un mesaj, ne-am scris și înainte de meci, a fost alături de noi tot timpul și mulțumim pentru tot ce a făcut pentru echipă. CSM București și Rostov Don s-au anihilat în derbiul grupei B din Liga Campionilor. Tigroicele Laura Moisă și Andrei Alechic au reușit golurile primei reprize din sala polivalentă. Cu 8 goluri marcate până la pauză de Anavia Kireva, finalista Ligii Campionilor a intrat în avantaj la cabine, 14-13. Elena Grubisici a făcut minuni în startul reprizei secunde. Vicecampioana României a încasat doar un gol în 9 minute, dar nu s-a putut distanța. Andrei Alechic și Linea Torstenson au marcat spectaculos pentru CSM, dar cele 8 reușite ale sârboaicei nu au adus victoria. S-a terminat 23 egal, iar cele două rivale conduc grupa cu câte 3 puncte. Atunci când a fost important, am văzut că anumite jucătoare au ieșit la rampă și au arătat valoarea. As you know, I think we are showing really a great team spirit and I think this is helping us to achieve much better play. Senzația e ca și cum am fi câștigat, nu știu de ce. Consider că e un rezultat echitabil pentru ambele echipe. Pe 19 octombrie, în direct la Digi Sport, CSM București joacă din nou acasă cu polonezele de la MKS Lublin. CSM București s-a impus fără drept de apel în fața polonezelor de la Perla Lublin și și-a asigurat calificarea în grupele principale din Liga Campionilor. Inea Torstenson și Crina Pinte au făcut legea în atac în prima repriză, iar tigroicele au avut un avans de 6 goluri la pauză. Fetele antrenate de Adrian Vasile au marcat la foc automat și în repriza secundă. Tinerele Denisa Vâlcan și Bianca Marin au intrat bine în joc, iar Cristina Neagu le-a încurajat din tribune. La final, diferența a fost de 16 goluri, scor 35-19 pentru CSM București. Mă simt foarte bine după o astfel de reprezentație a fetelor, mă bucură foarte mult atitudinea pe care o arătăm. Ne-am dorit foarte mult să jucăm bine astăzi, să avem o atitudine potrivită și asta s-a și întâmplat. CSM București joacă următorul meci din Liga Campionilor peste 2 săptămâni, în deplasare tot cu Perla Lublin. Partida va fi transmisă pe Digi Sport.
nou se apără bine, contraatac pentru CSM, Pintea prinde excelent și marchează pe contraatac. Ce rapidă e Crina Pintea! Deja aveam 3 jucătoare în jumătatea adversă. Era Crina susținută de Laura Kipper Moise în dreapta, vedeți, și de Omoreghe pe partea opusă. Cu o mână a prins Crina Pintea. Ne spuneam și la meciul tur, iată pe Cristina Neagu intrând în minutul 18. Vă reamintim, n-a mai jucat din 12 decembrie 2018, când s-a accentat în finalul partidei cu Ungaria de la Europene. Operație, iată pe Cristina Neagu, gol Neagu! Primul gol după 10 luni pentru cea mai bună handbalistă din lume. Normal, forța în braț o are în continuare și precizia, adaptare. Torfenson, Neagu se înalță, oh, mare gol, o frumusețe de reușită pentru Neagu. Ce dori și ei să dea la poartă, doar înțelege ce se întâmplă, aruncă Cristina, mingea intre prin portar, al patrulea gol pentru Cristina Neagu. 22-14 lui Jipa, Vulcan, Marină și Ion, gol pentru vicecampioana prin Omoreghe. Mulțumit normal Adi Vasile. N-au fost turiste niciuna dintre handbalistele sale. Asta înseamnă să ai și pedagogie în tine, să ai un simț al fostului jucător. Toată lumea vrea să evolueze măcar și câteva minute și dacă se poate, iată că se întâmplă. Toate handbalistele au evoluat de pe lista de 16. Se termină partida, 9 goluri pentru CSM București în fața celor de la Lublin, 28-19, Cristina Neagu a jucat și ea în această partidă cu o evoluție ok. Noi ne reauzim, da, miercuri, într-o partidă importantă pentru handbalul masculin între Dinamo și Cadete, de la 18 și 15 Digi Sport 2. Apoi duminică avem la 14.30 CSM cu Esbjerg, iar la ora 19 avem partida între Râmnicu Vâlcea și Bietigheim în Germania. La revedere! CSM București a rămas neînvinsă în Liga Campionilor și este deja calificată în grupa principală. Cristina Neagu a revenit pe teren după 11 luni de absență și a contribuit la victoria Tigroicelor din Polonia, 28-19. Cristina Neagu nu a mai jucat de la campionatul european de anul trecut, când la meciul cu Ungaria s-a accidentat grav la genunchi. După 11 luni, Cristina a reintrat și a marcat 4 goluri cu perla Lublin, întâlnire dominată clar de Tigroice. A fost o perioadă foarte grea pentru mine, o perioadă în care lucrurile nu au mers chiar așa cum mi-am dorit în recuperarea pentru genunchi, însă mă bucur foarte tare că am reușit ieri să strâng primele minute de joc într-un meci oficial. Și sper din tot sufletul ca genunchiul să fie bine, să fiu sănătoasă și de acum încolo să joc puțin câte puțin în fiecare meci. CSM s-a descurcat bine în Polonia cu Pintea și Grbici în mare formă, principalele marcatoare, în schimb fără Lekic, Merk și Carmen Martin. După victoria 28-19, trupa lui Adi Vasile a devenit liderul grupei cu 7 puncte. Lucrurile au ieșit chiar foarte bine, cred că neașteptat de bine pentru mine. Bineînțeles, obținând și victoria acolo, așa că, așa, una peste alta, mă declar foarte mulțumită și fericită după ziua de ieri. After an 11-month injury break, the Romanian princess Cristina Neagu makes her comeback on home court. Top of the group CSM faces Team Esbjerg, who are just one point away from reaching the main round. The visitors are off to the better start. Poulsen stops Omoreghe from 6 meters and launches a wonderfully executed fast break. Pullman finds Jakobsen and Esbjerg take an early lead. The Danish visitors are showcasing some lovely set play handball in attack. Fast ball movement and wonderful dish from Pullman lead to a lob goal from Solberg. Simple but efficient. There's no stopping the visitors in the first 15 minutes. Sonja Frey scores her third of the game and puts Esbjerg 3 up.
And it's all Esbjerg towards the end of the half as well. First, Poulsen stops Lekic from 7 metres. The 33-year-old is having a superb day at the office. Then in attack, it's the backcourt shooter Christine Breistol taking the spotlight. Her third in a row for the biggest Esbjerg lead of the game. It takes CSM almost 25 minutes to find their rhythm. Andrea Lekic takes over an attack and it begins to pay off. A power play situation solved on the line. Svijic scores her second and CSM are back in the game. CSM go on a 5-0 run and manage to level the score at 11-all. Dragana Svijic scores again after an assist from Niagu. But Esbjerg take advantage of a power play situation and Jurgensen cruises through the defence with ease and sets the halftime score to 12-13. After the break, both Jelena Grubišić and Rikke Poulsen are not in the mood for conceding goals. Estebana Polman is not having a good shooting day, but is delivering when her team needs her. Esbjerg lead by 3 with 15 minutes left. It's a tight game going into crunch time, but both teams are playing spectacular handball. The visitors pull off an in-flight goal with Solberg finishing after a pass from Breistol. And on the other side, Niagu pulls out a lovely assist to Pintea. It's world-class handball in Bucharest. A start-to-finish win for Esbjerg was led by the fantastic Rikke Poulsen in goal. The Danish goalkeeper was solid as a rock for her team. In the end, it's a well-deserved win for Esbjerg, who secure a place in the main round. CSM București s-a impus fără drept de apel în fața polonezelor de la Perla Lublin și și-a asigurat calificarea în grupele principale din Liga Campionilor. Inea Torstenson și Crina Pinte au făcut legea în atac în prima repriză, iar tigroicele au avut un avans de 6 goluri la pauză. Fetele antrenate de Adrian Vasile au marcat la foc automat și în repriza secundă. Tinerele Denisa Vulcan și Bianca Marin au intrat bine în joc, iar Cristina Neagu le-a încurajat din tribune. La final, diferența a fost de 16 goluri, scor 35-19 pentru CSM București. Mă simt foarte bine după o astfel de reprezentație a fetelor, mă bucură foarte mult atitudinea pe care o arătăm. Ne-am dorit foarte mult să jucăm bine astăzi, să avem o atitudine potrivită și asta s-a și întâmplat. CSM București joacă următorul meci din Liga Campionilor peste 2 săptămâni, în deplasare tot cu Perla Lublin. Partida va fi transmisă pe Digi Sport. Lanterna Roșie din Liga Florilor a izbutit să țină în șah 20 de minute vicecampioana. Derbiul capitalei Rapid CSM a fost câștigat de Tigroaice cu 27-20. Rapid a jucat cu dezinvoltură în Giulești cu sala arhiplină, deși a adunat doar 3 puncte până la jumătatea campionatului. Surprinzător, feroviarele au mers cap la cap cu CSM, 6-6 în minutul 20. Am încercat să ne ținem la nivelul CSM-ului, însă clar că mai avem de lucru și câteva erori destul de mari în apărare, care pot spune că nu m-a mulțumit absolut deloc. Trupa lui Adi Vasile s-a regăsit și a plecat la vestiare cu un avantaj de 4 goluri. O pauză de 2 luni în care echipa nu mai are un meci oficial înseamnă că automat e greu să pornești așa cu toată viteza înainte și având și reușite foarte clare, pentru că e greu când ești din ritm. În repriza a doua, CSM a jucat la turație normală și a înscris gol după gol, câștigând clar 27-20. Nu ne-am reunit de mult timp, am fost toate, nu știu, despărțite vreo 2 luni. Mai avem nevoie de niște antrenamente, de niște meciuri ca să ne găsim ritmul și să avem o conexiune mai bună. CSM București a câștigat cu emoții meciul cu Gloria Bistrița din Liga Florilor. În direct la TVR 2, bucureștencele au dominat meciul, dar nu au reușit să se desprindă. Iar la pauză, scorul a fost egal, 15-15. La reluare, ardelencele au condus și la 2 goluri, dar CSM a revenit și a câștigat în final cu 28-25. Va spune că am început foarte bine meciul, iar aproape de minutul 20 am început, din păcate, să erosim prea multe situații clare. Iar un al doilea aspect, hai să spunem, negativ, ar fi acela că am lăsat acea neîncredere și frustrare pe care am avut-o din atac să ne afecteze în jocul de apărare și asta a fost motivul pentru care Bistrița a reușit să reintre în meci. Mi-aș dori să avem un pic mai multă, cum să o numesc, aș numi o...
să profităm de momentul când suntem în avantaj și să putem să închidem meciul în acel moment și să nu mai dăm încă o șansă și încă o șansă adversarului, care este sigur un adversar foarte bun. O înfrângere, dar o înfrângere care putea fi transformată într-un egal sau poate chiar într-o victorie. Cred că rămâne amărăciunea înfrângerii, pentru că în foarte multe dintre momente cred eu că am arătat un joc modern, un joc foarte bun, mai ales pe faza de apărare. Însă cred eu că lipsa de concentrare la un moment dat, în anumite situații de joc pe care le-am tratat cu hai să spunem, o lipsă de maturitate la care o să trească să lucrăm și să ne gândim. Revanșă reușită pentru CSM în campionat. Tigroaicele n-au uitat de înfrângerea cu Zalău din startul sezonului și au făcut legea acasă cu trupa antrenată de fostul selecționer Gheorghe Tadici. Cristina Neagu a marcat primul gol al partidei, iar la pauză CSM conducea cu 16-13. Cu Pintea în mare formă, autoarea 8 goluri, CSM a făcut o parte secundă la fel de bună și scorul final a fost CSM Zalău 27-24. După meci, Gheorghe Tadici a replicat acid. Puteam să jucăm și două săptămâni în condițiile date n-aveam cum, însă eu îmi felicit fetele pentru determinarea cu care au jucat cât li s-a permis, doar atât cât li s-a permis, cu o multinațională care consumă la greu. Nu cred că și-au făcut ele un serviciu prin prisma jocurilor care le așteaptă în Liga Campionilor. Mulțumit de concentrarea de care am dat dovadă pe mai tot parcursul meciului, pentru că știm că jucăm împotriva unui handbal atipic în care trebuie să stai foarte mult timp în apărare, să te aștepți la lucruri mai neașteptate. Așa că pentru concentrarea noastră, cred că asta a fost un antrenament bun. Toată lumea își dorește să câștige, asta am spus de la bun început. E bine că sunt jocuri tari. E bine pentru noi, pentru că o să ne așteptăm meciuri foarte grele în Champions League și e foarte important să ne facem treaba. CSM a plecat la Budapesta pentru primul meci din grupa principală cu Ferencváros. Cristina Neagu, cea mai bună handbalistă din lume, crede în victorie și recunoaște că are deja oferte pentru sezonul viitor. CSM are meci sâmbătă în Ungaria cu Ferencváros în drumul spre Final Four, într-o grupă din care mai fac parte Metz și Vipers. Un meci foarte important în deplasare la Ferencváros și ne dorim tot sufletul să începem cu drept această grupă, pentru că fiecare punct este extrem de important. Și vom da totul pe teren mâine ca să ne întoarcem toate punctele la București. Cristina Neagu este în formă după operația de la picior și cum contractul îi expiră în vară, ofertele pentru sezonul viitor au început să apară. Mă simt mai bine în fiecare zi, genunchiul este mai bine, simt pe zi ce trece la fiecare antrenament că progresez, că mă apropii de forma pe care o aveam înainte de accidentare și sunt foarte mulțumită din punctul de vedere. Sunt discuții ca în fiecare an, sper să se finalizeze în curând, pentru că vreau să mă concentrez pe meciuri și nu pe alte lucruri. În momentul de față, foarte multe nu pot să vă zic. La debutul în grupele principale, CSM București a suferit cea mai grea înfrângere a sezonului în Liga Campionilor și e pe ultimul loc. La Budapesta, tigroaicele au fost de nerecunoscut în fața lui Ferencváros. Au marcat doar 5 goluri în primele 20 de minute, interval în care vedeta gazdelor noi, Mihafra, înscrisese deja de 6 ori. Just be calm, let's just keep on fighting, don't think about what has passed. Just believe and keep on fighting. Sfaturile lui Adi Vasile n-au funcționat. Deși Cristina Neagu a marcat spectaculos de 3 ori, Ferencváros a condus cu 19-10 la pauză. Capitanul maghiarelor, Anico Kovacic, a finalizat cea mai frumoasă acțiune a meciului. Neagu a încheiat meciul cu 7 goluri, dar Ferencváros s-a impus la 10, 33-23. Primele 10 minute CSM a dat doar un gol. Este foarte greu să alergi într-una și să egalezi. Cumva mă uitam la ele la timeout-uri, deși Adi Vasile avea un discurs foarte coerent, foarte bun. Cumva nici ele n-au crezut că pot reveni. Pentru CSM București urmează duelul cu MES, echipa care a eliminat-o anul trecut în sferturi. Partida e în direct la Digisport 1 duminica viitoare de la 15:30. Portarii noștri au avut sub 20%. Iulia Curea, unghi mare și înscrie de această dată 4-3 pentru CSM. 4 jucători au înscris pentru CSM, să sperăm că va fi descătușare pentru aceste marcatoare. Și Denisa Dedor își scoate și ea 2 mingi până acum. Pare să ar prinde până la urmă Iulia.
Aruncă senzațional Cristina cu pământul și mingea sare peste Capitanović. Lukic aruncă superbă și o trimite în partea opusă pe Pievic. 16-13. Oh, ce bine a Saica. Dat Saica sub bară. Nici nu și-a armat prea mult brațul, mai mult a împins mingea. E bine și așa. 16-14, foarte bine în această repriză, da? 30 de goluri. Am avut 3 goluri, au revenit ele și iarăși ne-am forțat până spre final. Revenim și noi după pauză. Saica pasă la extremă și extraordinară de Nisa, închide și la Luciano. 3 goluri s-au dat de pe extrema dreaptă în prima parte a întâlnirii. Pentru Messi și au probleme și în acea poziție datorită Denise, care este Iptru, Omoreghe, Neagu, Neagu pentru Zvici, pivotează și gol. Este gol, da. Și cu eliminare, dacă nu era gol, se dădea 7 metri perederii. Fosta jucătoare de la Crim, care a încercat procedee de wrestling, ați văzut cum arată arbitrele cu Zvici, dar mai gros o pui la pământ pe Zvici. Din nou Neagu a judecat perfect faza. Mai întâi am avut senzația că va ataca culoarul lui. În care să vedem ce putem să facem. Omoreghe, gol! Super spre bucuria Cristinei cu pasa decisivă, cele mai bune. Neagu și Dedu în această întâlnire. 32-27 urmează fotbal din Liga 1. La revedere! CSM București a urcat peste Vipers. Cristian Sand în grupa principală din Liga Campionilor, deși a început mai greu deplasarea din Norvegia. Tigroicele s-au văzut conduse cu 4 goluri, moment în care Cristina Neagu și-a ajutat colegele să revină. La pauză, CSM avea deficit minim. În repriza secundă a început cursa pentru egalare, care a venit după 13 minute. Vipers a crescut ritmul și s-a distanțat iar la 4 goluri cu doar 7 minute rămase. A fost momentul în care Cristina Neagu a luat jocul pe cont propriu. Neagu a încheiat meciul cu 14 goluri din 18 aruncări, iar CSM București s-a impus cu 25-23 și este pe loc de sferturi. Etapa viitoare pe 21 februarie, Tigroicele joacă acasă cu Ferencvaros în direct la Digisport. Ați întârziat ceva, v-a ținut pe loc Sabine, uraganul, care e acum pe la Amsterdam. Da, nu am avut întârziere chiar atât de mare, însă a fost o zi grea. Am stat toată ziua pe drum, am ajuns târziu. Unii dintre noi se duc mâine la echipa națională. Nu e chiar cel mai lejer program, însă nu avem ce face. Chiar era o perioadă în care puteam să avem câteva zile de relaxare, dar nu să avem parte de ele, așa că asta este. Sănătoși fost? Cred că echipa a fost... Echipa a jucat foarte bine, am crezut în noi 60 de minute și sunt foarte fericită că am reușit să întoarcem scorul și să ne întoarcem acasă cu 4 puncte. Sunt 14 goluri în săptămâna trecută, mergi din 14 goluri. Asta e mai puțin important câte goluri înscriu. Important e ca echipa să câștige, eu fac tot ce pot de fiecare dată ca echipa să câștige. Când joc bine, Sunt lăudată, când joc mai puțin bine, oamenii se grăbesc să mă critice, însă asta este, repet, sunt foarte fericită că am câștigat și pentru mine asta e lucrul cel mai important. Pare că echipa nu câștigă fără Cristina Neagu în formă. Ba, eu cred că echipa câștigă și fără mine. Nu am jucat, de exemplu, în prima grupă și echipa a reușit să câștige și să facă un egal cu Rosso foarte important de altfel, așa că nu... Bineînțeles că fiecare jucătoare este foarte importantă în cadrul echipei și atâta vreme cât fiecare reușește să joace la 100%, șansele echipei sunt mult mai mari să câștige. Nu știu, e greu de spus. Eu consider că în această grupă fiecare meci este ca o finală. Așa că mai avem 3 finale de jucat și vom vedea ce va fi. Important este să se prindem un loc de sferturi și vom vedea împotriva cui va trebui să jucăm, însă ăsta este obiectivul pentru moment, să fim pe un loc care să ne califice în sferturi. Arată ce se dau în momentul ăsta așa cum vă doriți să arate.
În continuare e foarte greu pentru că ne lipsesc jucătoare, nu, în continuare nu avem extremă dreaptă. O așteptăm și pe Nora să revină. Din păcate nu reușim să avem un efectiv complet încă de la începutul sezonului. Însă echipa rezistă, joacă bine, câștigă meciuri și sper că atunci când vor fi toate fetele apte de joc să arătăm și mai bine. Eu nu puțin chiar dacă ne-ai jucat foarte meciuri, că a fost identificul de golgete, numai 29 de golgete, până la limba. Da, nu, la lucrul ăsta chiar nu mă gândesc absolut deloc. Sunt fericită că sunt sănătoasă, că pot să joc așa cum o fac, că mi-am revenit în modul în care mi-am revenit, deși nu am jucat un an de zile și cred că nu stă la îndemâna oricărui sportiv să facă lucrul acesta. Și atât, încerc să-mi fac datoria în fiecare meci, să joc cât mai bine pentru echipă, pentru că îmi doresc să câștigăm și, bineînțeles, știți cu toții că ne dorim foarte mult să mergem la Final Four de la Budapesta, însă este în continuare un drum foarte lung până acolo. Numărul 7, number 7, Andreea Lechi! Andreea Lechic a jucat una dintre ultimele partide pentru CSM și recunoaște. Cea mai frumoasă atmosferă din Liga Campionilor este în polivalenta bucureșteană. Every time when I go on before the presentation of the players, I think that only polivalenta has this kind of lights. When you go out, for sure that I'm gonna miss it. And today I was just thinking like, okay, like I have three more great matches here, so that's it. Let's hope that I'm gonna win it. Lechici va pleca din vară la Buducinost, însă CSM a obținut prelungirea cu alte jucătoare importante. Elena Grubisic se numără printre ele. I feel very good. Bucharest really became my home. Next year will be my sixth year here. I'm really enjoying in handball and also in the city, the people. Everybody is so nice and I want to thank these beautiful people and our fans. Și Cristina Neagu a semnat până în 2022 cu CSM. Primul obiectiv este un trofeu în Liga Campionilor. Dacă bate la MES pe 1 martie, formația bucureșteană speră la câștigarea grupei pentru a avea un adversar mai ușor în sferturi. E foarte greu să ocupăm primul loc în această grupă pentru că depinde de jocul rezultatelor. Încercăm să luăm meci cu meci, să obținem cât mai multe puncte. Ne așteaptă o deplasare foarte grea la Metz, în Franța, după care avem ultimul meci acasă. French champions Metz handball in top spot, strengthened by Xenia Smits, welcome Adrian Vasil 7, who are on a three-game winning streak and are looking to upset the home side. And the Romanians open the matchup in style. Cristina Neagu hammers one and gives CSM an early one-goal lead. The home side have consolidated their attacking game with Grassadi taking control. First a lovely dish to Flip and then a proper rocket into the net. Metz continue to push the tempo. It's again Zadi with the pass and Luciano finishes for a four-goal lead. Adrian Vasil recognizes that Grassadi is all over the place and calls his first time out. Now Zadi is a little bit too much on everything she does. Itana ready to cover a little bit more. Maybe the pass to her don't go so much up. Now we cover more the pass. When CSM switched the focus to Zadi, the Metz right-back players have stepped up. Saika and Burgard present real firing power. The visitors are struggling in attack, but luckily for them, Jelena Grubisic is keeping them in the game with spectacular saves. The French continue to push the tempo after the break too. Canor battles her way through for a four-goal lead. What Grubisic is doing on one side, Ivana Kapitanovic can equal on the other. Spectacular saves from the Croatian goalie of Metz. The home side have stepped up their defensive game too. Aggressive defence leads to a perfect ball transfer in attack and a six-goal lead. But CSM will not go down without a fight. Omeregia reduces the margin to only two minutes before the end. Metz hold their nerve in the last attack though. Nokandi finds Unguan on the line and the line player seals the deal for Metz. A wonderful 60 minutes of handball. In the end, Metz take a hard-fought 28-26 win. Se putea mai mult în această partidă din Franța? Normal că întotdeauna este loc de mai bine, însă am pierdut. Acum
ne gândim spre viitor. Dar sunteți calificate, la urmă, este cel mai important. Da, așa este. Am văzut cum trebuie să se putea. Finalul mai ales... Da, normal, pentru că am greșit, am făcut foarte multe greșeli individuale, am ratat destul de mult, însă și în economia unui joc foarte echilibrat se pot face diferența și asta s-a întâmplat și ieri, însă mă bucur că suntem sănătoase după toată perioada asta foarte încărcată și acum ne gândim la meciul următor și după la fel. Nu vă doreați ghiorul probabil? Sincer, să fiu, cu orice echipă este destul de greu, însă acum este puțin mai greu, cred. Este aproape imposibil? Multă lume așa spune, fiindcă n-au mai pierdut de foarte mult. Nu știu, sincer, mai e până acolo. Noi ne dorim foarte mult să fim sănătoase, să ne suntem puțin încărcate așa după toată perioada asta, însă o luăm pas cu pas. Avem meciul următor cu Vipers, după aia avem meci în campionat, care este foarte important. Avem echipa națională, care la fel este o perioadă destul de grea. Spune că a fost aglomerat program acum, parcă mai aglomerat din ce urmează mai aglomerat, însă noi o să încercăm să luăm totul pas cu pas și eu sunt foarte optimistă de felul meu și o să fie bine. O să fie un meci special pentru tine? Nu știu dacă o să fie un meci special, puteți să m-am jucat acolo, dar îmi doresc foarte mult să-mi fac treaba. With things already decided for both teams, CSM Bucuresti host Vipers Kristiansand. The Romanians will face reigning champions Gheor in the quarterfinals, while last season's bronze medalists are playing their last match in the competition this season. It's the Jelena Grubisic show right from the get-go. CSM's Croatian goalkeeper dominates the opening 10 minutes, conceding just 2 goals. The visitors come to Bucharest with only 11 players in their roster, but are putting up a proper fight. It's high-speed handball and sheer determination from the Norwegians as Henny Eller Reistad scores 2 in a row and puts Vipers up by 1. CSM responds swiftly. Fantastic distribution from Lekic to Carmen Martin, who finds a cheeky finish from the right wing to put CSM ahead again. CSM can also thank Jelena Grubisic for their lead. The Croatian is producing one of the goalkeeping performances of the season so far. It's a powerful start from the home side after the break, as Itana Grbic puts CSM 3 in front. Her colleague on the left wing, Vilde Jonasson, then scores the goal of the game. What a finish under pressure from the Norwegian. Goal Vipers. CSM decided the game between the 43rd and the 48th minute, thanks to a 4-goal streak. Niagu scores her 9th and gives CSM the decisive 7-goal lead. Thanks to a spectacular second half, CSM comfortably beat Vipers Kristiansand to say goodbye to the competition with another defeat. Final score 28-22. Încă e rare ca în filme la derbiul campionatului între CSM București și Vâlcea disputat la sala polivalentă fără spectatori. Tigroaicele au câștigat la o diferență de un gol, scor 23-22. Cele două echipe se află la egalitate de puncte, dar bucureștencele au un meci mai puțin disputat. Jocul a început echilibrat. Gazdele, care aveau nevoie de victorie, reușind să se detașeze la 3 goluri la jumătatea reprizei. A fost 15-12 la pauză. CSM a părut că păstrează acest avantaj, dar la jumătatea părții secunde, vâlcencele au punctat de 3 ori la rând și a fost 20 egal cu 10 minute rămase de jucat. Într-un final incandescent, la 23-22, bucureștencele au ratat, oaspetele au avut atacul și superioritate numerică, dar arbitrii au dictat eronat pași și scorul nu s-a mai modificat. Curând după ultimul fluier, în tensiunea momentului, meciul a fost la un pas să continue și cu o repriză de lupte libere între tehnicienii celor două echipe, care au fost despărțiți în ultima clipă. CSM egalează Vâlcea la puncte în fruntea clasamentului și, cu un meci restanță, devine favorită la titlu. Este foarte dureros să pierzi la un gol. Noi trebuie să ne ridicăm și să mergem mai departe, să luptăm în continuare, pentru că lupta la titlu continuă. Noi avem un an de zile de frustrare pentru faptul că am pierdut campionatul sezonul trecut, așa că a trebuit să știm să suferim toată perioada asta și astăzi să reușim să ne impunem într-un meci care, așa cum arată și scorul, este foarte strâns. S-au închis puțin lucrurile, așa este, însă ne bucurăm că tot s-a terminat cu bine, pentru că nu e nevoie de așa ceva. Campionatul se joacă până la final. Trebuie să luptăm cu fiecare meci, dar vă dați seama că avem un plus de energie acum.
Deciziile înghețării campionatelor la handbal și păstrarea actualelor clasamente au produs multă frustrare în rândul sportivilor de la CSM București. Atât fetele cât și băieții stau acum la mâna Federației Europene pentru a primi wildcard-uri în Liga Campionilor, respectiv Cupa EHF. Conducătorii clubului Primăriei Capitalei sunt decis să lupte până la capăt și să atace în instanță deciziile Consiliului de Administrație al Federației Române de Handbal. Sper să nu se mai întâmple pe viitor ca asemenea decizii să supere, așa cum spuneam, nu pe mine personal, ci sportivii care fac performanță. Mergem în fața lor și le spunem, voi sunteți campioanele din punctul nostru de vedere, dar suntem pe locul 2. Colegii mei din spate, departamentele de juridic și resurse umane împreună cu avocații, să găsească soluțiile cele mai bune în așa fel încât această decizie să fie contestată și să mergem mai departe, pentru că în sport nu este timp să ne lamentăm. Ieri deja am și trimis adresele în atenția Federației, pentru că ne dorim ca ambele echipe să fie în competițiile europene.